vreau să spun că Francesca și TJ Miles iubesc pe Măruță și toată echipa din spatele camerei. 1 martie, ora 7 seara. Ce căutați dumneavoastră la film, la critic? Dumneavoastră? Ce dumneavoastră? Nu mai cu dumneavoastră. Așa, împreună, ai vrut să... Împreună, așa, că... Păi căutăm un film bun, l-am găsit. Căutăm anturaj împreună. Eu caut anturaj. Nu, no, serios, chiar căutăm un film bun, am găsit, suntem honored că suntem aici să vedem premiera. Thank you că ai venit cu mine, ești o prietenă bună, mulțumesc mult, prietena. Și nu suntem doar noi veniți, că mai venit, n-a venit chiar singur. Eu am venit cu o prietenă până aici. Așa, Miles, este confirm. Dar Miles ca un gentleman, uite, ne-au venit, Miles ca un gentleman a parcat frumos și mi-a ținut loc lângă el, bă, vezi că aici parchează mașina, că e liber, urcă, e foarte drăguț. Știți cum se spune întotdeauna, cât de la prietenie, la mai mult, e doar un pas. Păi și ce e rău în asta? Așa e, doar așa un pas. Așa se spune în popor. Așa este, dar nu e vreau... E ceva rău în asta? Nu e nimic rău, dar vreau să spun că pasul ăla poate să fie atâta sau atâta. Corect. Da, noi așa când ne uităm, că și eu mă uit așa ca un telespectator, cum se uită cei de acasă acum la voi așa? Rău nu v-ar sta, rău nu v-ar sta. Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ești pozitivă și ești foarte good vibes. Eu vreau să nu pun presiune pe nimeni. Eu zic că Francesca a luat un mare... A fost greu pentru ea în ultimul timp și a luat un mare step în viața ei. Și e important ca să se focuseze mai întâi pe ea. Și ce-o veni, să vedem. Mai întâi pe ea. Avem muzică de făcut împreună, avem multe proiecte de făcut împreună. O să vedeți că venim și la voi, că nu scăpați de noi. Și zic că toată lumea se întreabă. Care-i treaba? Mă, noi ne înțelegem foarte bine, petrecem mult timp împreună, că suntem obligați să-l petrecem și ne face și plăcerea, mă, sincer, ne înțelegem super bine. Am fost la Muntele Mic, am încercat să mă învețe să mă dau cu placa, no chance, adică am stat 30 de secunde în picioare maxim, așa, am filmat TikTok-uri, am stat în studio câteva zile pentru că a trebuit să facem și o piesă și o să iasă în curând, dar deocamdată e bine. Go with the flow. Eu nu pun presiune pe mine, cum nu am pus nici până acum, nici cu copil, nici cu cățel, nici cu purcel, cu nimic. Efectiv, o las așa, go with the flow. Dacă e să fie, va fi. Voi sunteți amândoi oameni single acum și o veni, nu? Da, da. Absolut. Suntem single and ready to mingle. Yeah. Cum ai zis? Single and ready to mingle. To mingle. Vă iubesc, vă mulțumesc mult.